Este o producție foarte, foarte mare. Este cea mai mare producție de până acum filmată în România. Este un film de top, cu de Martin Campbell, care a făcut Casino Royale și multe altele. Este produs de Moshe Diamant, care a făcut peste 60 de filme de talie internațională. Joacă Michael Keaton, Samuel Jackson, Maggie Q. Deci am ajuns acolo. Totul este extrem de bine calculat, nu există niciun fel de improvizație nicăieri. Oamenii sunt foarte, foarte pregătiți și noi suntem foarte pregătiți și totul merge foarte bine. Cum este să lucrați cu regizorul Martin Campbell? Este o mare, mare plăcere. Am foarte multe de învățat de la dânsul. Este extrem de calculat, foarte, foarte tehnic și în același timp lucrează foarte plăcut cu actorii. Câți români sunt implicați în această activitate? Fix acum, în spatele nostru, sunt 230 de români. Pe ansamblu, mult mai mulți pe toate ramurile. Eu spun din echipa propriu-zisă de filmare. Imaginați-vă că în timpul ăsta se fac decoruri în foarte multe locuri, în paralel și, mă rog, toate liniile de servicii, pe toate liniile, sunt, nu ne putem imagina câți români au contribuit câtuși de puțin la lucrul ăsta, dar foarte mulți. În momentul de față lucrați cu actori renumiți, cum sunt aceștia în viața reală? Samuel Jackson, el este cunoscut pentru jurăturile sale din film și sunt curioasă dacă este la fel de spumos în exprimare și în realitate sau este diferit. O să vedem, pentru că Samuel Jackson încă nu a sosit, trebuie să sosească zilele acestea. Michael Keaton e aici și Maggie Q sunt foarte, foarte profesioniști, foarte cuminți, foarte liniștiți, foarte, foarte mult bun simț. Chiar vedeam pe Michael Keaton vorbind cu oameni de pe stradă care îl opresc și nu are nicio problemă să se oprească să vorbească cu ei. Este un exemplu pentru foarte mulți actori. Care este diferența între lucrul la un serial și la filmările pentru un film care ajunge pe marile ecrane? În primul rând, timpul pe care îl ai la dispoziție atunci când filmezi. Asta este... La un film ai mult mai mult timp la dispoziție să pregătești absolut tot față de un serial unde totul este pregătit mai repede. Un serial, mă rog, acum sunt seriale care se pregătesc la fel de mult ca orice film. În principiu asta e singura diferență și începe să se vadă știm unde, că încep să nu mai fie diferențe între seriale și filme.